Moment solemn în cadrul clinicii universitare a Universității de Vest Vasile Goldiș din cartierul Aurel Vlaicu. Zeci de studenți și dascăli au participat la dezvelirea plăcii comemorative a celui care a fondat și condus clinica de stomatologie a universității, profesor dr. Ioan Iacob Drijman. Alături de conducerea universității și a facultății de medicină dentară a fost fiul reputatului medic arădean Bogdan Drijman. Este un eveniment deosebit prin care, din inițiativa doamnei rector, universitatea noastră omagează astăzi o personalitate a stomatologiei arădene, unul dintre medicii care și-au adus, prin ceea ce a realizat, un aport deosebit la dezvoltarea acestei discipline, dezvoltarea acestei ramuri a medicinei în orașul și județul nostru. Doctorul Drijman a introdus, din punct de vedere profesional, multe metode noi, a aplicat multe metode noi, privind inclusiv chirurgia, amintesc, noutăți în chirurgie, aș putea să spun ce specialități, dar era foarte preocupat. Și când veneam aici, totul strălucea, totul era pus la punct, un mecanism perfect de ceasornic. Toată pleiada protipendada a Radului, toți se tratau aici la el și la colegi, deci făceau lucrări extraordinare. Aveau și un spate tare, într-adevăr, trebuie să recunoaștem, tot primul secretar. Deci s-a aducea toate materialele. Și mă bucur că noi am reușit în final, cu ajutorul președintelui Consiliului Județean, în urmă cu mulți ani, să achiziționăm domnul Matula. El ne-a ajutat să achizităm această clădire, în care Buțu Drijman și-a desfășurat foarte mulți ani activitate. Îi aduc recunoștința mea pentru prietenia care ne leagă și ne-a legat. A fost un integru și a iubit familia foarte mult. Copiii, a fost apropiat de semene lui. Întotdeauna a fost respectuos cu toate categoriile de pacienți. Știu cât vreau și pensionare, aici aveam discuții să vină sau nu să vină. Era foarte înțelept în managementul care l-a desfășurat. Să fie memoria vie în conștiințele noastre, fiindcă a fost unul dintre oamenii de seamă, specialiștii de seamă ai stomatologiei, care astăzi a ajuns la o dezvoltare deosebită, la care din plin a contribuit și doctorul stomatolog Drijman. Am participat astăzi la un moment solemn, dezvelirea plăcii comemorative a domnului doctor Drijman Iacob Ioan, cel care a înființat această policlinică de stomatologie acum mulți ani, o policlinică pe care au condus-o cu succes ani de zile. Sunt emoționat deoarece anii copilăriei mi le-am petrecut aici împreună cu domnul dr. Bogdan Drijman, prietenul meu, și mă bucur că a rămas un spațiu de învățământ aici pe care Universitatea de Vest Vasile Goldiș prin Facultatea de Medicină Dentară îl folosește și unde avem studenți pregătiți care au aflat astăzi despre istoria acestei clădiri. Se mândrea cu ce se făcea aici. Acum vorbeam cu Paul de dr. Deacicov, care a venit după el ca și medic șef, care dânsul îmi povestea când, înainte să vină de la Cluj, i-a spus, zice, hai la Arad, zice că acolo nu o să mai auzi bătaie de ciocan, că nu mai facem coroane ștanțate, noi facem doar coroane turnate. Făceau metaloceramică cu buni ani înainte de Revoluție, ceea ce nu prea se întâmpla. Era foarte greu de făcut rost de materiale și de asta nu se importau, nu exista nimic de genul ăsta, dar totuși ei se spăteau să
făceau lucruri pentru, nu atât, dar pentru tine personal, făceau lucruri ca să fie o mândrie profesională, să-ți bătut mult.